Salutare! Bine v-am regăsit la Îndodii. Noi, ca de obicei, suntem Îndodii și astăzi vom discuta despre începem o nouă carte, un nou autor. Cartea se numește Mașinăria Libertății, autorul este David Friedman și o să discutăm astăzi despre capitolele 1, 2 și 3. Costel, zi-ne câte ceva despre David Friedman. David Friedman este fiul tatălui său, este fiul lui Milton Friedman. Și tatălui Patrick Friedman. Da. Care ar fi, este un, ca și Humar și Rothbard, și David Friedman este un teoretician libertarian sau un teoretician anarhocapitalist. Ce înseamnă asta? Care e diferența anarhocapitalismului de liberalismul clasic? Diferența cheie ar fi că serviciile de apărare trebuie oferite de piața liberă pentru un anarhocapitalist. Deci un minarhist sau un liberal clasic rămâne la ideea că serviciile de apărare, cum ar fi poliție, tribunale, armată, trebuie oferite de către stat. Or, și Rothbard, și Humer, și David Friedman, cred că piața liberă e bună și aici, nu doar la celelalte. Și o soluție dreaptă și o soluție eficientă economică e să avem și privatizate aceste servicii de apărare. Mașinăria Libertății apare în același an, cred, în 73, ca și Manifestul Libertarian al lui Rothbard. E un autor de referință, e un autor simpatic, a fost și în România cu câțiva ani. Și na, sperăm să promovăm, da, să vă placă, să promovăm cât mai bine, să atragem atenția asupra lui. E un om interesant. Primul capitol este în apărarea dreptului de proprietate. Sau proprietății private. Proprietății private. Sau dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate. Că nu poți să ai altfel de proprietate decât privată. Ba da, poți avea și publică. Publică? Poți avea... Păi da, dar nu e legitimă. Oligarhic. Nu contează unde vorbim doar. Da. Sau nu poți avea deloc proprietate. Mai multe scenarii. Da, pentru că poți să te întâlnești cu niște oameni care au setul de valori, care cred că toate lucrurile sunt ale lor. Sau ale tuturor. Dar ce înseamnă ale tuturor când unii nu te lasă în pace? Sunt ale lor. Cine are controlul? Control efectiv. Exact. Da, ăsta ar fi scenariul oligarhic, să zic. Uh-huh. Și cred că e și cel mai prezent în lumea actuală. Drumurile, de exemplu, eu nu sunt proprietar al drumului. Teoretic aș fi. Din cetățean român aș fi acționar. Dar, de fapt, nu. Decide ciolacul sau nu. El e proprietar. Dacă proprietatea înseamnă control, decide cel care are control. Ciolacul sau birocrație. Sau vreun grup de interese mai de jos sau mai de sus sau mai într-o umbră sau altă umbră, mă rog. Da, cel care are control efectiv. Dar noi zicem că e ilegitim. Da. Ilegitim, da. Ilegitim. Pentru că, uite, atunci când vorbim despre sclavie, are un sclav dreptul la libertate? Răspunsul libertarian este că da, el are dreptul la libertate, doar că el nu este recunoscut, este încărcat. Deci el are dreptul la libertate. Că nu-i recunosc că ea dreptul, e altă problemă. Avem, tot aici, în primul capitol, problema pe care și-o pune David Friedman este cine are mai multă prioritate și ce feluri de drepturi sunt acestea, drepturi de proprietate. Sunt ele drepturile ale omului? Sunt human rights? Sau lucrurile, ele însă le au niște drepturi. Asta e la mișto. Da, da, nu cred că și-o pune el problema, dar atunci când el atrage atenția asupra dihotomiei astea false și greșite și cu pleonasmul intenționat, pentru că dihotomia vine și spune drepturi de proprietate sau drepturile oamenilor. Și păi asta arată că circula distinția, deci și el și Rothbard scriu în același timp și arată că era în aer distinția asta. Și încă ei, adică socialiștii încă ne atacă așa. Da. Noi suntem cu drepturile omului, voi cu drepturile patronilor. Capitalului. Da, cu drepturile capitalului. Da. Da, mai există și asta, vreau să revin la ce spuneai tu, Adinaur Costel. O idee mai ales a ecologiștilor și anume un copac are un drept al lui de existență. Deci, dacă este pe proprietatea ta, eu vrei să-l tai sau să îl folosești într-un fel, un ecologist spune, nu ai tu dreptul acesta. Da? Încalci drepturile copacului la existență plenară.
Da, și extrapolând drepturile ecosistemului, drepturile pământului, dreptul mării, dreptul insectelor. Peștelui prăjit, mă rog. Bine, de insecte nu zic. Dovadă și ușurința cu care acceptă mâncatul de gândaci. Da, ar putea face și asta, deci nu... Ar putea... Deci dacă aveți ideea de drepturile ale animalelor, de ce o libertarieni o problemă cu asta? Pentru că e un conflict între drepturile omului și drepturile animalelor. Mi zic că mai este și o chestie. De unde știi tu că copacul acela chiar își dorește să se dezvolte sau nu vrea să fie tăiat? Da? Este, deci, ecologistul respectiv îi acordă niște drepturi pe care el și le imaginează că copacul le-ar dori să le aibă. El ar spune, el ți-ar deconstrui discursul, ar spune că tu ești prizonier al unor categorii tradiționale, uite, atribui drepturile în funcție de rațiune, de... El zice, nu, uite, îl atribui în funcție de sensibilitate. Mm-hmm. Copacul ăla simte, prin urmare, îi dau dreptul. Nu ține. Adică, nu ține. Putem de asemenea teoretiza că și gândacii pe care îi mănâncă simt. Și e și gândacii simțiți. Ar accepta. Dacă copacul simte, deducem din asta și planta simte, deducem din asta că absolut orice încerci să consumi ca să te susții în viață, simte. Prin urmare, n-ar trebui să mai consumi. Prin urmare, am rezolvat problema ecologismului. Dacă ei ar fi consecvenți, am rezolvat problema ecologismului în nu știu în cât moare lumea de foame. 30 de zile, cam așa, nu? Inclusiv ecologică. Păi da, cu totul. Dar ei nu sunt consecvenți. Asta e problema. Nu puteți să mai mănânci nimic. Nici ciuperci, nici soia. Ai putea să încerci pietre, dar s-ar putea să nu te ajute. Trebuie să mănânci foarte multe și te saturi, dar te saturi forever. Avem și erbivore pe pământ, da? Da, păi deci, conflictul, cine are prioritate, cine are drepturi mai mari într-o ierarhie a drepturilor? Antilopele gnu să mănânce iarbă sau iarba să nu fie mâncată de antilopele gnu? Și atunci, noi am putea să intervenim, noi să împușcăm antilopele ca să apărăm iarba și dacă tot le-am împușcat, facem o friptură. Yes! Și oasele putem să le dăm la lei. Mă rog, aici chiar se vede ce înseamnă îndodi. Mie mi se pare foarte haios că David Friedman a simțit nevoia să ne ia ca în manifestul libertarian, într-un fel așa, de la fundamente. Și zice, mă, ce este un drept al omului? Păi, într-un fel, singurul drept al omului este dreptul de proprietate asupra lui și asupra lucrurilor lui dobândite corect. Și ce ar însemna? Păi să facă ce vrea el? Nu, uite, putem să o întoarcem pe partea elaltă. Să fie lăsat în pace, să nu fie obligat să facă cu el sau cu ale lui ceea ce nu vrea. Ceea ce nu vrea. Da? Și atunci mi se pare că poate că ăsta era nivelul atunci sau ăsta e felul lui de a pune problema. Zice că De ce avem nevoie de drepturi de proprietate? Păi pentru că numai oamenii gândesc ce e bine pentru ei, nu poate să gândească mai mulți, ce e fiecare știe cel mai bine și oamenii sunt foarte diferiți, asta pe de o parte, și pe de altă parte că ai resurse care sunt rare. Și cum le împărțim? Și ce vreau eu să subliniez aici este că zicea drepturile de proprietate sunt necesare ca să n-ai conflict. Și asta e o poziție libertariană des întâlnită. E așa un mic utilitarism, poți să treci foarte repede peste el și lumea ți-l acceptă. Da, sigur, e mai bine. E mai bine, deci hai să... Mie mi se pare că dreptul de proprietate este decurs din natură, din cauza că ai logica, este o forță naturală, da. Ce zice natura? Că trebuie să respecti alegerea omului, pentru că altfel nu te înțelegi cu el. Altfel o să ai conflict. Bine, dar e un mecanism logic. Nu e un mecanism de preferință, că vrem să nu. Înainte de asta, la un moment dat, mai încolo, în astea trei capitole, el aduce vorba de cum poți să
determin pe cineva să fac ca tine. Uh-huh. Și a spus, sunt trei opțiuni. Ori din iubire, da? Din iubire, da? În capitolul iubirea nu ajunge sau nu e de ajuns. Al doilea este prin comerț, da? Și al treilea este prin forță. Ok, prin forță putem să spunem, ăla e nivelul la care e aparent pentru toată lumea că există conflict. Să facem puțin spoiler, mergem înainte, spune iubirea nu-i de ajuns, adică până și că nu poți să cunoști pe toată lumea atât de bine încât să-i determin să facă pe toți, pe absolut toți ce vrei tu și nici ei pe tine. De altfel, dacă ne gândim la îndemnul religioase, astea spuneau iubește-ți aproapele, da? Nu spuneau iubește pe toată lumea. Departele. Da? Sau departele, da? Adică era până și acolo conștient de limita asta, de poate la nivel intuitiv de ăia 300 de oameni pe care tu poți să-i, cu care poți să întreții relații. Toți sunt aproape. Toți sunt aproape. Dacă sunt aproape. Nu, sunt aproape, asta e ideea. În ăla din Bangladesh e aproape. Eu cred că ăsta e mesajul universalist. Apoi poți să-l critici, uite, să-i răspunzi lui Friedman, păi ce, trebuie să cunoști pe toată lumea? Tu iubești oricum că stăm. Nu. Deci nu stai să-i cunoști pe ăștia. Nu, pentru că asta... Termin cu ei. Ăsta ar fi un îndemn care presupune apariția omului nou. Da? Un om care să poată să iubească constant pe toată lumea doar pentru că împărtășim în proporție de nu știu cât la sută același ADN. Dar apare. Dar oamenii nu funcționează. A apărut o asumă acest supraom. Acum, dacă... Nicușor Dan. Nu, dar lumea îți mulțumește acum mereu și zic cu drag. Deci e aproape de săvârșire acest om. Da, asta o poți asimila unui trade. Un trade. Adică să nu fie dragoste, să fie interes, dacă vrei. M-a iubit doar din interes. Nu, eu ziceam că... Vă mulțumesc că mi-ați spus chestia asta. Cu interes. E un număr mic de sfinți, dacă vrei. Deci oameni care au o capacitate aproape nelimitată, știi de... Păi e ok, atunci ai găsit. Dar nu funcționează. Îi găsim pe ăștia, îi punem în fruntea mașineriei politice și am rezolvat problema. Nu sunt de ajuns. Păi și chiar dacă îi dau niște directive, dar nu le respectă lumea. Exact. Deci ea doi fiind să zicem că își pun, hai să facem drumurile nu știu cum, dar ce vine după, vine un Brărescu, vine Căjuneanu, ea nu mai sunt. Bine, un sfânt în asta ar putea să zică, dar la ce vă trebuie drumuri? Vreți să vă place consumerismul ăsta? De ce vreți să stricați planeta cu mașini? Ia mai mergeți cu pe jos un pic, să nu. Vedeți că vă walk it off, vă vin idei interesante. Nu, scopul tău devine scopul ei, asta era ideea. Într-un om mai întreabă, dacă tu vrei o autostradă, el face... Da. Orice ca să te ajute. Ce vreau să spun eu aici la treaba asta cu comerțul este că atunci când vrei să publici o carte sau vrei să faci un podcast, depinzi de oameni pe care nici nu i-ai văzut vreodată și pentru asta ai nevoie de cooperarea lor și cel mai simplu o faci prin comerț. Chiar dacă oamenii care ziceau ție cu drag, știi, să zicem... Doamna care îți dă covrigi după ce ai dat 1,50 lei sau 2 lei. Întâi are loc tranzacția. S-a scopit. Da. A, așa. Și după aia spune cu drag, știi? Înainte nu. Da, da. Hai, clar, da, restaurant da. Zice. Bine ați venit. Nu. Ce vrea să spună Gabi este că dragul ăla este, este legat de tranzacție. Da. Ea face tranzacția cu drag. Da? Nu-ți dă ție covrigii cu drag, că altfel n-ar mai avea nevoie de bani. Da. Că scopul tău este să mănânci covrigi, scopul ei ar fi cu drag oricum, să te ajute. Oricum, anecdotic acum, afacerile, deci etosul curent este, noi nu mai facem afaceri. Majoritatea sunt concepte. Deci, am văzut restaurante din astea care foloseau, nu mai știu în ce țară, folosesc resturi care ar fi fost aruncate de la supermarket. Oamenii nu sunt clienți, sunt invitații, sunt musafirii, ziceau, our guests. Și zice, și faceți și bani? Zice, da, putem să facem și bani, dar asta e secundar. Deci lucrurile nu mai sunt afaceri, foarte multe sunt concepte acum. Trăim experiențe,
Și de aia, deci eu îți dau covrigul ăsta, nu ți-l dau doar așa că mi-ai dat banii, ci este un schimb prietenos între noi, cu drag. E, da, înțelegem. E posibil să ai love acolo. Știi? Love? Gândește-te la un instalator care nu e, adică lucrarea e de 10 milioane și ia doar 8. Deci diferența e de 2 altrui din partea lui. Nu ți-a tot. La fel și ăștia cu restul. Da. E, poate fi. Poate da. Fi o chestie... Jumii-jumat, să zicem. Jumate cu ei, jumate... Jumătate tu, jumătate... Și dacă vrei, nu știu, un biftec sau nu știu... Atunci... S-a terminat dragostea. Pe a... Scoate cardul ca să... Ridică limita. Drepturile de proprietate, mai spun aici Friedman, sunt de fapt tot drepturile ale omului, dar este o anumită categorie. Eu zic că sunt singurele drepturi. Și tu ești de acord. Da, adică n-aș lăsa așa deschis. Și socialiștii ar fi de acord. Da, exact. Și socialiștii ar fi de acord. Mai ai alte drepturi? Alelalte decurg din dreptul de proprietate. Asta e singura chestie. Suntem oameni și funcționăm pe nivelul de rațiune. Cum în mai? Care ne înțelegem pe alocarea resurselor pe niște principii deștepte, corecte, nu după preferințele noastre, ci căutăm să fie cât mai deștepte, corecte, nu... Le căutăm mereu, să le punem la îndoială. Și dacă nu interacționăm ca oamenii deștepți, raționali, atunci interacțiunile o să fie animalice, o să fie cu conflicte. Dreptul la liberă exprimare cum l-ai pune în drept de proprietate? Dreptul la liberă exprimare cum l-ai pune în cum l-ai încadra în dreptul de proprietate? Folosința resurselor tale, pe proprietatea ta, cum vrei tu, fără să strici nimănui. Tu te exprimi la tine pe proprietate sau pe proprietate unde ai cumpărat acces sau ți-e permisul acces, nu? Că poate să fie doar permis. A, și îl puneau la uman, la personale, nu? La umane. De pe cei exprimare. Pun, da. Nu, dar vrei... stai, mai simplist. Dreptul la liberă exprimare este un drept de proprietate, derivat din dreptul de proprietate, din cauza că îți folosești resursele tale fără să strici cuiva. În locuri unde ți este permis sau... În urma unei tranzacții ai avut... Da, e legat de proprietate. Asta e inovația libertarienilor. Legat de proprietate. Ca așa poate să spună unul... Era exemplu a dat de Rothbard. Vine la tine în casă să-ți vorbească, nu știu, despre primul amendament. Uh-huh. Rothbard zicea, ok, vorbește despre primul amendament, dar la mine în casă, deci nu de altă parte. Da. Nu-l lăsai pur și simplu. Un exemplu pe care Friedman îl dă aici în carte este dreptul de a spune orice prostie la radio sau în presă este un drept și este gratis, dar în momentul în care vrei să folosești, să zicem, un anumit timp la radio sau anumite pagini dintr-un newsletter, oricum o să te coste atunci pentru te costă. Că e o resursă rară. Nu, dar uite, vreau să mai fac o distinție. Deci, lumea zice, nu ne lăsați să spunem orice, păi, deci nu sunteți pro-libertate de exprimare. Distinția simplă din capul meu este că eu te las să te exprimi, doar nu te las să te exprimi la mine, în casă. Dacă aș fi împotriva libertății de exprimare, ar însemna să vin peste tine și să zic, nu ai voie să zici astea, n-ai voie să le zici ziua, noaptea, tot felul de limitări, să-ți impun chestii. Dar eu nu-ți impun chestii, eu doar îți limitez la mine pe proprietate. Și chestia asta poți să o extinzi, dacă suntem cu adevărat în Dodi, poți să o extinzi și într-un moment în care ești în public. Deci tu ai spațiul tău personal, tu poți să-i spui cuiva... Prietene, jignirile, înjurăturile, cuvintele care sunt violență, sigur, tu poți să le spui, dar ține-le la tine, nu trebuie să ajungă la urechea mea. Dar depinde, după aia fugim lași, de obicei, păi depinde ce a hotărât proprietarul acelui loc public. Drumului, da. Dar în același timp, mie mi se pare că dreptul omului este să fie lăsat în pace, în primul rând. Dacă ai dreptul să umbli pe într-un loc, toată lumea are dreptul să umbli pe într-un loc, dreptul tău de a nu-ți ajunge prostii la ureche, să menține. Dacă nu vrei să-ți ajungă, să zicem, zgomotul dintr-un mall la ureche, tu te duci în mall-ul ăla. Uh-huh. Pentru că
Dar aici Friedman dă niște exemple cât face diferența dintre poziția asta, dintre proprietatea publică și anume spațiul de frecvențe al televiziunilor și al radiourilor din America din timpul lui, unde cel care, cred mai corect ar fi să-i spunem proprietatea naționalizată. Proprietatea naționalizată, da. Colectivă. Da. Comunică. FCC-ul lor. Agenția de reglementare a comunicațiilor. Este agenția care spune ce și cât și cum. Sunt oarecum cei care dispun. Noi ce avem? ANE? Agenția Națională? Acum. Nu, CNA de... Da, acum. Acum. Nu, da. Avem și ANCOM, dar avem și CNA ăsta... Da, CNA-ul, Consiliul Național. Da, lasă CNA-ul. CNA-ul. Așa, și CNCD-ul intră la... Și da, CNCD-ul. Da, da, deci da, sunt mai multe, la noi mai multe. E o despărțire a puterilor în stat. Da. Wow. Și aici face o comparație între cât de plictisitoare erau programele și ce îngust era plaja de conținut, de conținut din acele programe de pe proprietatea publică din USA și ce diversă era... Era conținutul, ce divers era conținutul în mici reviste. Reviste, da. Și noi acum, după ani și ani, putem să zicem despre internet. Da, revistele fiind în sfera privată în totalitate. Și aici eu vreau să aduc în discuție faptul că dacă scoți o revistă cu un tiraj, să zicem, de primii de exemplare, în care profanezi tot felul de blasfemii, este o exprimare în public sau este o exprimare... Păi tu ai zis o scoți. Ce înseamnă că o scoți? Unde o scoți? Te duci în, pe stradă sau te duci la niște chioșcuri de distribuție a revistelor și vorbești cu respectiva firmă unde vindem și mie contra unei comisiuni de 10% aceste reviste. Ok. Este o exprimare în public sau este o exprimare în... Eu zic că nu, eu zic că nu este revista. O exprimare publică, este o exprimare pe proprietatea chioșcului. Și la chioșc nu te obligă nimeni să cumperi. După aia ajungem la eterna durere de cap cu, dar dacă ăla o pune la vedere. Nici măcar sunt, spune că exprimarea imagine respectivă este în privat 100%, pentru că exprimarea este pe hârtie. E pe hârtia revistei. Adică până nu cumperi revista, nu știi ce scrie în ea. Sau, mă rog, poate dacă... Se vede, poate. Exact, dai durerea aia, se vede pe public. Și există aia, da, situație. Și acum ajungem la situația la care spune Alex, în care el pune revista în geam și poate să vină omul să o citească și așa, dar oricum o să citească doar o pagină. Ok, zicem că revista are o singură pagină. Da. Atunci poate tu, dacă vrei exemplu să faci și bani de pe urma acestei reviste, o să-i spui alea, bă, n-o pune în... Adică eu ți-o dau ca să o vinzi, nu ca să o afișezi, că n-are decât o singură pagină și practic nu mai trebuie lumea să o cumpere. În plus că rezolvarea asta este, am mai avut noi discuțiile alea cu imaginea groaznică expusă unui loc comun. Da, imaginea nasoală de pe o casă o vede lumea de pe stradă. Și aici e imaginea nasoală, dar un chioșc o vede lumea de pe stradă. Cum o rezolvi așa? Păi, depinde cine e proprietar pe locul ăla unde umblă lumea. E un singur proprietar, sunt localnicii toți care sunt proprietari. Oricum, și prin simpla, rapidă acțiune se rezolvă, că oamenii o să zică, prietene, dă chestia aia jos de acolo, că nu mai cumpărăm nimic de la tine. Și ce o să se întâmple? O să o dea jos. Și el o să-ți dea un telefon, mi-a zis lumea că nu le place chestia aia. O mai țin sau țin-o, dar țin-o ascunsă. Anunță că aici e secretul vieții, dar nu mai pune imaginea. Poate văr că altfel nu se vinde. Iar exemplul nostru în care unul chiar vrea să șocheze vecinii, și acolo la fel se întâmplă. Vecinii o să vină la el și o să zică, măi, nene, tu chiar vrei să ne șochezi? Da. Bine, atunci nu o să mai lucrăm cu tine prietenos și o să-l doară capul încetişor. Când vii mâine la mine să fie covrigi, exact. Nu-ți mai dau. Nu-ți mai dau covrigi. Nu?
Sau o să te coste o mie de euro. Poate să nu fie euro, receptiv la boicot și asta se leagă, poate fie și un contraexemplu la ce mai discute el pe acolo. Dom'le, poate să ia un bocătan toată media? Nu, că nu poate să ia, că ignoră preferințe. La fel și cu asta cu imaginea pe casă. Poate e atât de dement, preferă să-i sfideze pe ea. El obține satisfacții psihice că enervează pe el. Am înțeles, dar iarăși și această problemă s-ar putea să se rezolve la fel cu problema ecologiștilor de mai devreme. Uh-huh. Dacă lumea chiar îl boicotează corect și consecvent, se rezolvă. Prin abandon. Într-un final. Yes. Nu, sau moștenitor. Nu, dar uite și vechea problemă. Dom'le, bogatul cumpără toată mass media. Și cum zicea și David Friedman, putem să asemănăm spectru de emisie ca fiind asemănător cu pământul, da, pentru că e limitat. Ok, dar ce vedeți? Ce s-a întâmplat după aia? Televiziune și radio prin cablu. Ce s-a întâmplat după aia? Internetul. Deci un bogat nu poate să cumpere tot internetul. Numai statul poate să dea o lege și să zică că n-ai voie să faci tranzacții voluntare între oameni pe un site. Mm-hmm. Poți să-l cumpere, nu spunem nu menționăm. Nu spunem acum, cuvinte dar, ca să nu se audă declanșatoare. Ce nume la ce? Bravo, Costel. Da. Close. Site-ul ăla care în traducere era drumul, da, pe care era. Venea mătasea. Ok, îți explicăm după aia. E un caz foarte faimos în mediul libertarian în care administratorul acestui site, pe care se puteau face închis, absolut nu? Orice fel de tranzacții, dar site-ul a fost închis. Nu, dar el e închis. Da. Oh my God. I-a fost prins din păcate și băgat la pârnaie pentru faptul că el zice se facilita schimburi ilicite de nu știu ce și nu știu cum. Uite, scuze-mă, că mai ne facem momente de Ross cumva, se pare că-l cheamă. Ulbricht. Da. Da. Am văzut astăzi un titlu. Zicea, o fermă ilegală avea nu știu câte chestii. Și m-am gândit, uite ce înseamnă să ai un principiu sănătos. Ce ar trebui să fie ilegal? Un lucru care produce agresiuni. O fermă, nu în cazul ăsta, nu făcea agresiuni nimănui. Doar prin scriptele statului nu avea permis, nu știu, nu plătea la stăpânire chestii. Asta nu înseamnă că e ilegală. Așa e numită de legi. Dar nu era corect ilegal. Da, cu legislația actuală, că așa și fuga unui sclav era ilegală. Exact. Dar legea era nedreaptă. Exact. Și în cazul site-ului ăsta, era site-ul, platforma, activitatea lui erau ilegale pentru că ăsta e nivelul de filozofie la care ader statele acum. Nici măcar n-au o filozofie, sunt doar cretini. Ok. Nu, sunt justificările alea utilitariste peste. Nu, e vorba, nu e nici măcar. Adică relația lui cu ceilalți a fost ilegală pentru că n-a putut, nici măcar n-a putut să-i dea în gât. Uh-huh. Pentru că toată lumea avea o anonimitate perfectă la el. Deci e ca și cum tu ai avea o casă, da? Situația în sine, să o explicăm, e ca și cum tu ai avea o casă undeva pe un câmp pe care ai lăsat-o deschisă, da? Și ai pus reclame de jur împrejur, bă, casa e deschisă acolo, ok, și în casa aia mai vin unii, mai schimbă voluntar ceva, voluntar ceva ce statului nu-i place, sau cu bani nefiscalizați sau chestii de genul ăsta, da? Adică sau eventual plătesc alte crime împotriva moravurilor, gen ceva sus în dormitor, tot felul de chestii de genul ăsta, și statul nu e în stare să intre în casa aia, nu e în stare să intre, nu poate, și te ia pe tine și te dă în judecată că facilitezi crime și chestii.
poți să nici nu fii acolo, adică, na. Da, deci uite, toată, scuze-mă, zi. Da, legat de bunele moravuri, eu m-a susține că, dom'le, nu este ok să ai perspectiva asta ce este bine pentru o societate, cum ar prospera societatea, când ai o, ca și FCC-ul american, când decide el ce ar trebui difuzat în programele televiziunilor și radiourilor din America. Pentru că atunci întotdeauna încalci asupra indivizilor care au de obicei alte preferințe, alte scopuri. Și atunci când se întâmplă ca un membru al societății să ia droguri sau să nu fie un membru productiv în al societății, statul de obicei dorește să intervină, să-l facă să statul socialist, să contribuie și el la bunul public pe care așa cum îl percepe el. Deci acea când se împunea Kennedy întrebarea, nu te întreba ceea ce statul poate să facă pentru tine, și ceea ce tu poți să faci pentru stat, e de fapt, gândește-te cam ce poți să faci tu pentru binele pe care ți-l spune statul că... Da, 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 ai rămas în urmă cu ora cu cota. Cam asta e traducerea. Am auzit că în Germania există o propunere. Da, am avut și eu. Ca oamenii să lucreze un an obligatoriu în folosul comunității. Un an din viață sau la 10 ani sau cum? Un an de zile, atâta știi. După aia n-am mai intrat în articol. Deci, taxarea nu și-au achitat deja prin taxe. Se pare că nu e suficientă. Nu fac și... deja toată viața. Nu, da, fie de te obligăm la muncă voluntară. Deci, contribuiți voluntar. Da, da, da. E ok, germanii n-au nicio problemă în a înțelege misterul ăsta. Dacă e o regulă, aia e realitatea pentru ei. Cum poți să conduci fără carnet? Că n-ai carnet. Da. Hipioții ar trebui să înțeleagă asta. Statele alea comuniste pe care ei le venerau nu prea ar fi lăsat să fie atât de hipioți. Îi trimiteau la... Nu că nu prea, adică avem experiența aici făcută. Hipioții noștri luați de pe stradă tunși, știi gluma cu statul te vrea tunți. Da, mi-a adus aminte de o chestie, de o memă văzută zilele astea, când spuneai tu că pentru binele comun, statul mereu vrea să te, nu știu ce, pentru binele comun. Și mema văzută era pusă exact în termeni ăștia, domne, binele comun e libertatea. Nu, asta nu, asta nu e bine comun. Ba, asta ar fi, pentru te, ca să vorbim și pe limba lor. Este o trăsătură comună tuturor oamenilor, dar nu este în proprietatea comună. Da, dar poți să folosești terapia și eu simpatizez poziția asta lui Vali. Doar că înțeleg altfel binele comun, nu îl înțeleg prin coerciție, prin... agresiunea îl înțeleg prin libertate, așa înțeleg bine în comun. O societate liberă, asta înseamnă o societate bună. Da. Da. O societate cu furăciunea naf, cu agresiunea statului, nu e. E o societate rea. Dacă pornești de la realitatea că fiecare om are niște scopuri, niște țeluri diferite de... Băi, nu se înțeleg în aceeași casă, o familie. Fiecare vrea hăiți și omul vrea cea. De la studiile împărtășite. Îi împărtășesc să nu ucizi. Vrem o societate fără crime. Eu cred că majoritatea oamenilor nu împărtășesc. Da, asta e o fel de cavalor negativă. Este dacă ai, să zicem, vrem să fim toți educați. Cred și asta e împărtășit. Nici la cele nu sunt împărtășite. Da, exact. Dar atunci te obligă. Dar ideea de educație nu e ideea. Da, dacă tu nu vrei să fii educat, îi te educă cu forța. Da? Deci la ora actuală, în momentul în care te opui să-ți trimiți copilul la școală, că tu vrei ca copilul tău să rămână needucat, ești un retrograd și vine protecția copilului și zice, domne, ce faci cu copilul ăsta? Nu e al tău, e al statului și trebuie să fii educat ca așa considerat. Bine, aici e o diferență între
Că de fapt asta mă gândesc. Întâi mă gândeam să te contrazic și după aia m-am răzgândit în a te contrazice. Yes. Diferența e așa, că vreau să te contrazic pe tine, Costel, cu aia cu și ei ar zice că să nu ucizi. Și răspunsul meu a fost, păi nu, că în pandemie ne-a arătat un pic, un pic o altă față. Dar după aia mi-am dat seama că e de fapt foarte mult se bazează pe percepție. Dar ce face diferența între crimă și autoapărare? Percepția că acolo e o agresiune de nivel ridicat, da? Și dacă asupra lor, ăstora pe care i-aș fi acuzat eu mai devreme, da, li s-a indus o stare din asta de demență în care ei credeau că îi ameninți de moarte dacă respire același aer cu ei, în mod literal, da, ei nu mai priveau lucrurile ca fiind ucidere. De asta era legitimă apărare. Nu, era legitimitatea, însă legitimitatea însă trebuie să o probăm în funcție de un standard extern, nu de un standard intern. Un judecător libertarian ți-ar fi spus că e un risc de agresiune. Fascismul sanitar ar fi fost o folosire legitimă defensivă. Un judecător libertarian falit ar fi putut să spună asta. Ar fi putut să susțină fascismul sanitar. Falit în sensul că n-ar fi avut clienți. Mm-hmm. Libertarieni, cel puțin. Bine, uite, vezi, nu poți să eviți chestia asta. Oamenii visează că... Am mai zis-o și repetăm. Oamenii visează că ai drepturi negative, totuși, până când ceri tu restituție, după ce se întâmplă lucruri groaznice... trece baba cu colaci, a murit de 10 ori, s-au întâmplat multe nedreptăți. Noi vrem să prevenim lucruri. Și visul este că ai o entitate magică, statul în cazul ăsta, care poate să prevină lucruri înainte. Și de-aia dă regi, reglementări, tra-la-la și te apără de chestii. Și bineînțeles că facilă, cea mai rapidă întrebare e cât de apărați vă simțiți, că altfel una, două oamenii mai ies în stradă că ceva a făcut greșit statul și nici nu-i ascultă, adică de câte ori s-au schimbat lucrurile ieșind în stradă, s-au mai schimbat, ok, dar mici și doar punctuale, dar chestii de principiu din astea în care ești cu adevărat în siguranță, nu face, din cauza că ne uităm la acțiuni, la rezultate. Ce a reușit să facă chestiile alea? N-a reușit. Păi înseamnă că probabil nu prea și-a propus. Dar nici ei n-au cerut schimbare sistemului. Nici ei n-au cerut schimbare sistemului. Dar noi ce zicem? De ce dracu? După ce îi cer limitare. Afară cu corupții, să nu mai văd corupt. Când a ajuns cu o pandemie cu cererea certificatului verde pentru locuri de muncă, au cedat. Este aceeași chestie ca cu jumulitul găinii fără să se prindă, știi? La un moment dat s-a prins. La fel zicem, poți să faci și la taxe. Zicem, ok, nu cer desfințarea taxelor, dar ce e în loc de 16, ce e 14. Zicem, bă, ok, am jumulit-o prea tare, o doare pe găină, no? Hai să nu... Sau 0,5. Mai acceptabil 0,5. Poți să ceri. Nu, dar ce vreau să zic este că oamenii se gândesc că dacă ai o organizare, reguli, tra-la-la, ei pot să trăiască cu ei înșiși, să trezesc liniștiți dimineața, nu sunt anxioși, aoleu, cine o să mă atace astăzi? În același timp, oameni, mamele prin cartierele rezidențiale le auzi strigând, ai grijă mașina. Mă, ce înseamnă ai grijă mașina? Vine, mașina aia merge singură, nu e Tesla FSD și dacă ar fi... ar frâna, o vezi în filmulețe, frânează pentru pietoni, deci nu te calcă mașina. Vreau să zic, cum te păzește statul de mașini care calcă copii? Nu te păzește, în fiecare zi trebuie să ai grijă, să nu-ți cadă ceva în cap, să nu calci într-o groapă, să cazi în ea ca prostul. Tot timpul trebuie să ai grijă de lucruri. Bineînțeles că o să ai forțe ale naturii sau oameni nefaști care poate să te atace, dar... nu există un mecanism care să te apere absolut cum pretinde statul. Da, noi facem nu știu ce. La fel de bine cum ai servicii care poate să păzească, nu știu, ai un parc de copii. Cine îi păzește pe copiii aia? Păi părinții sau un serviciu de pază. Să nu se le cadă ceva în cap, să nu vină coardele de animale.
E un serviciu. Și te uiți cât de bine e făcut. Păi e prost făcut astăzi. Putem să-l îmbunătățim? Nu putem să-l îmbunătățim pentru că trebuie să aștepți la 4 ani să vezi dacă se aliniază planetele, să vină unul care a zis 3 surcele care îți convin ție. Și altfel trăim așa cu speranța. Și ce au învățat oamenii în comunism? Și se pare că și în vest acum e așa o chestie. Ce au învățat? Păi să suportăm. Lasă că bucuroși le înduce toate de pace, de război. Dar nu-i mai bine să fii tu stăpânul vieții tale și să poți să cumperi și să renunți la servicii și să fie dinamic, să cauți serviciile mai bune, așa cum cauți la, ce zicem mereu, nu știu, telefoane, pantofi. Nu, nu știu că spre problema, adică o polemică, uite, mai discutam și la cafea, o polemică cu... De socialiști cred că nu s-ar oferi bunurile. Aha, da, incredibil. Asta e mare obiect. Nu s-ar oferi tribunale, poliție, nu? Tu n-ai mai avea. Uite. Dacă dispare statul, nu mai există servicii de poliție. Da, e un mister. Și răspunsul e chiar dacă n-ar veni agențiile alea Rothbard. E nesar neamurile, deci nu rămâi singur pe lume. E, e posibil. Știi ce? Uite, exact la asta mă gândeam acum, că mă gândeam să o leg și mi se pare că se leagă foarte bine. Capitolul 2 a lui, A Necessary Digression, o paranteză necesară. Și e răspunsul și la de ce cred socialiștii chestia asta. Dacă, deci, în acest capitol, el încearcă să explice, ia un exemplu economic, și încearcă să explice oarecum formarea prețurilor. Se bazează pe teoria valorii subiective. El pleacă de la ideea că discursul socialist este ăla că proprietarii de capital îi exploatează pe muncitori, că ăsta era discursul, asta e ce știu, da? Dar una dintre găurile pe care le are teoria valorii muncă, pe care se bazează toată chestia asta, este că teoria valorii muncă nu-ți explică de ce se petrec schimburile. Dacă stai să te gândești, nu-ți explică de ce se petrec schimburile. Și prin urmare, dacă tu ești socialist și te gândești doar la teorie, deci uite, ce înseamnă teoria? Înseamnă că, domne, uite, eu am muncit la o chestie, un event, da? Am muncit la el 2 săptămâni și uite, acum eu știu cât e valoare, câtă valoare am pus în el pe teoria valorii muncă și acum mă duc cu el la talcioc și zic, dați-mi atât. Foarte bine, dar de ce mi-ar da cineva atât? Adică asta, strict vorbind, numai din teoria valorii muncă. De ce ar face-o? Nu există o motivație de asta. Deci asta ți arată de ce socialiștii inevitabil ajung la controlat tot societatea. Cât trebuie să muncești, ce trebuie să faci, cine trebuie să mănânce, ce, când, Și normal să se sperie pentru că ei nu înțeleg. Adică fundamental, ok, intuitiv, normal că înțeleg. Intuitiv toată lumea înțelege teoria valorii subiective. Dar așa cum zice și Friedman la început despre proprietate, că proprietatea este un concept care operațional lumea îl stăpânește de la vârsta de 3 ani, dar intelectual foarte puțin lumea îl stăpânește vreodată. Da? Același lucru se întâmplă și cu ideea asta. Dom'le, ești într-o lume de jur împrejurul tău, se petrec schimburi, vezi că se petrec, intuiești că se vor petrece, dar nu înțelegi de ce. Și atunci, da, sigur. Păi de ce? Cine o să mai aducă tribunale, chestii? Adică chiar dacă lumea valorează teoretic, tu nu înțelegi de ce se petrec schimburile. E acolo e gaura. Nu se pare că problema era mai degrabă că nu-ți dă ceea ce meriți. Păi munci la un an, la o de-asta, la o piuliță și la îți dă și bani. Da. El tocmai... Stai frate că am muncit un an. El tocmai... Da, work smart, not hard. Pentru că piulița aia valorează 5 bani. Adică mie mi se pare că înțelege ideea de schimb, știi de ce facem schimburi, eu la ce are ceva. Dar ce... nu, eu zic că nu e acoperită de teoria lui. Nu ți explică valoarea. Da. Explică valoarea. Aici mă gândesc că valoarea subiectivă, da, versus valoarea muncă. Cumva gen, nu știu dacă se referă strict la marxiști, cred că are în vedere și pe alții, pe leptiști. Teza criticată ar fi asta că tot așa, că nu primește... Da. Uite, eu sunt critic literar, scriu niște cronici.
pe Dostoevski de mor dușmani și unul are o consignație și s-a căpătui. Și a luat Tesla. Așa. E drept? E o lume dreaptă? Da. Asta cu totul, întru totul. Și Friedman zice, păi da, dar nu te gândi doar la preferința aia ta academică. Să zicem, tu ești profesor la litere și crezi că lumea ar trebui să valorizeze pronunciile tale pe Dostoevski. El zice, există suveranitatea consumatorului, de un concept introdus de Mises. Asta preferă lumea, asta vor. Dacă ei vor Tesla, de scumpă Tesla, știi? Deci asta vor oamenii. Prețul e dat de... Valoarea e dată de consumatori, știi? Da. Primată de... Și n-ar trebui decât să fie respectată suveranitatea asta a consumatorului. Da. Să nu mai fie limitări de intrare, limitări de tranzacționare, limitări... Dar cum vreți să fie? Inevitabil ne învârtim în cerc ca căței ăia după coadă. Dar cum? Ar fi haos. De ce anume vă e frică? Hai, povestiți-ne. De ce vă e frică? Păi unii ar abuza. Anarhia producției. Deci Marx folosește explicit expresia. Cum? Cum te aperi de abuzuri? Păi, faci servicii împotriva. Cât îți angajezi servicii, ori le faci tu și le faci drepte și poți să le aperi într-o judecată, ori îți angajezi servicii care te apără de abuzurile alea. Oameni care se pricep la mediul ăla, exact cum îți angajezi un om care să vină cu tine, care să pricepe, care să vină cu tine când vrei să cumperi o mașină. Mă, eu nu știu să cumpăr o mașină. Uită-te, e ruginită, e bună, bate, figuri. Ăla este un serviciu de consiliere care poate fi angajat în orice domeniu. Poate fi un serviciu mai complex, da, dar este un serviciu care te ajută, te apără de libertatea să alegi. Păcând acum, nu ești liber să alegi. Da, dar ești forțat. Cred că păcăleala, uite mă gândeam azi, păcăleala a fost, deci omul nu vede diferența între un schimb voluntar și un schimb agresiv. El vede că atunci când mă duc în Lidl, dau niște bani și primesc niște cărnați, să zicem, se gândește la, păi la stat e cam tot la fel, dau niște bani și primesc drumuri, apărare sau drumuri, știi, e la fel, știi că și acolo dau ceva, primești ceva. Nu, nu e ce, nu e la fel. Unul în schimb voluntar, Lidl nu te obligă, nu te amenință cu inițierea violenței dacă nu iei de la ei. Nu ți se întâmplă nimic dacă nu cumperi de la ei. Ei, încearcă de la stat să nu cumperi. Vezi ce ți se întâmplă. Deci mi se pare că chestia asta încurajează o percepție superficială, că pare să avem schimburi în ambele. Și cu statul am în schimb, îi dau niște taxe și el îmi dă drumul, la fel și la Lidl dau. Nu e așa. Unul e coercitiv și într-un viol ar fi un schimb. Unii sunt bani dați, unii sunt bani luați. Asta e, ar fi diferența de nuanță la asta. Și dai impresia că atunci când banii ți sunt luați, statul prin toate mijloacele încearcă să-ți dea impresia că tu îi dai. Da. Prin denumiri, contribuții și mai departe. Sau nici măcar nu îți mai spune că ți-a luat. E reținere la surse. Și prin mecanisme din astea. Nu se gândesc oamenii. Pentru mine asta e o chestie de descoperire. Așa cum Galilei a descoperit nu știu ce, la fel de Rothbard a descoperit că taxarea este furt. Deci asta e descoperire. Noi nu ne-am fi gândit. Deci ai fi stat și... Ori el îți zice, uite, ăsta e furt, păi e același mecanism. Deci atunci când Coza Nostra pune taxe de protecție, exact asta face și statul. Că de-aia ne întrebăm, dar de ce nu văd oamenii asta? Păi chestia e descoperire, știi? Așa cum descoperi, nu știu, triunghiul Bermudelor sau o descoperire științifică, la fel și asta. Să privești același fapt, să-l privești altfel. Bine, dar acum e la modă. Instrumente mentale. E la modă în perioada asta să fii așa, zici, domne, ignoranță, se mai întâmplă. Adică nu trebuie să ne supărăm pe oamenii care nu știu mai bine. Asta apropo de pandemie, știi, că să... Eram cu toții în întuneric despre COVID și nu, câteodată lumea, asta e o chestie pe care eu am descoperit-o înaintea pandemiei, dar în pandemie a fost puternic vizibilă, domne, câteodată lumea face un efort puternic ca să rămână în ignoranță. Adică dacă era să te duci la dicționar și să iei taxare, coerciție, jaf, pur și simplu să... Deci în interiorul taxării există coerciție, în interiorul coerciției așa,
faci o diagramă. O iei, numai cu definițiile din dicționar, o pui în fața omului. Du-te, mă, nu, asta nu. Nu știi, nu știi unde străviți. Un instalator bun asta face. E, nu că trasezi și liniile, știi? Trasezi liniile și pui desen în față. Ia, poți. Poți să urmărești, că atunci când erai copil, puteai să faci și punctele alea, alegi punctele. Păi da, asta de care vorbeam, adică mai asta bine zic. E... prefer să e un efort trăiesc intens în peșteră decât să... Păi da, dar costurile psihice sunt ce? Că te doare, păi te doare capul gămâtier de creier, dar aminte. Asimilezi ideea că taxarea e furtă. Nu e o chestie chiar, nu e o operație pe creier. Într-un fel e. Chiar e mare operație și trebuie să o faci singur. Da, da, disconfortul nu e atât de... Deci îți cade o țiglă în cap, e mai rea decât... Tu zici că disconfortul nu e, dar oamenii sunt foarte diferiți. Iese, da? Da. Adică noi vrem să lucrăm cu instrumentele astea și ne place să căutăm adevăruri. Și dacă ne demonstrează cineva că nu avem dreptate, Doamne ajută! Dar sunt foarte mulți oameni care vor să fie lăsați în pace. Asta e o problemă psihică, nu ai ce să le faci lor, nu e patologică, e doar o problemă, e o condiție. Ai, zice că și libertarienii vor să lase lumea în pace, nu? Asta e... Da. Ei nu vor să fie lăsați în pace. Motto-ul ăla da, da, zic clasic. Să dispară o agresiune, nu că nu mai îndată să citesc. Deci e o diferență între... Da. Ori el vorbește, deci eu nu intru, cum zicea Steinhardt, nici domnul nu intră nechemat. Ok, ai alte preferințe, îți plac jocul, nu știu, dar te-am văzut că vorbești despre libertate. Uh-huh. Păi există unii care și mai tare pe subiectul ăsta. Rothbard, Feldman, nu știu ce. Uite ce zic. Da. Sau, asta cu lăsatul în pace, păi te las, dar până când... Până când nu mă lași tu. Da? Exact. Iară ne aducem aminte de pandemie și de amnestii. De-aia libertarieni, cum era reclama aia? Nu te lasă până nu te lași. Ce vreau să mai zic la capitolul ăsta al doilea legat de faptul că valoarea nu e reflectată corect de către piață. Friedman aduce argumentul ăsta. Păi dacă tu prețuiești portocalele puțin, să zicem, nu le ai reflectare corectă, nu poți să ai pentru toate bunurile. Înseamnă că tu preferi mai mult altceva. Dacă tu preferi portocale mai puțin, înseamnă că preferi merele mai mult. Mă rog. Adică obiecția lui ar fi că nu pot să fie toate da, falsificate. Exact, asta e. Nu pot fi toate falsificate. Asta e ideea. Nu, și el o spune exact în felul ăsta. Că, valoare relativă. Că prețul în sine, noi îl exprimăm în bani, dar el poate fi exprimat echivalent în orice altceva. Și prin urmare, dacă tu prețuiești ceva mai mult sau mai puțin, depinde de așa, eu o să spună, nu, că e o cantitate de bani acolo și se întâmplă nu știu ce, da, dar banii aia sunt convertibili în orice, în absolut orice altceva. Nu, și asta, și asta înseamnă că dacă tu chiar ar trebui să prețuiești ceva mai mult, tu practic prețuiești și celelalte mai mult și nu poți să prețuiești totul mai mult că... Zero zau, numitorul comun. Ăla ar putea răspund. Ce? Poți să toate preferințele să fie greșite. În ambele sensuri, și mai mult și mai puțin. Să zici nu, voi totul evaluați greșit. Așa, cât și... costă mădinele? Nu, să mai puțin. Exact ca la... Care era problema lui Mars? Că muncitorul nu ia toți bani. Da. Că merg în profit. Da. La fel poate să spună și aici ceva de genul. Nu, toți sunt sunt subevaluați, așa cum toți muncitorii nu sunt subevaluați. Nu pot să fie toți subevaluați. Din același motiv pentru care nu poate să fie. Pentru dacă sunt toți subevaluați, înseamnă că totul este supraevaluat. Și iarăși pui A pe B și îți dă numitorul comun și tai de acolo. Nu există. Indiferent unde pui limita maximă sau minimă, el ar spune că ambele sunt greșite. Bine, cineva mă rog, plate separat. Să zici, păi asta e problema, că e separat. Tu zici, fii atent. Dar ele sunt legate. Tu ai zis, uite, nu cumperi portocale, cumperi mere. Prin urmare, subevaluezi prețul portocalelor și supraevaluezi părerea al merelor. Și comunistul spune, nu, și pădurea la greșit. Dar dacă nu cumpăr nimic? Toate dacă nu cumpăr nimic? Nici preferința pentru economisire, și e falsă. Așa. Și e mai mic. Bine, de ei poți deci să nu ai nicio preferință. Corectă. Și dacă arunci toți banii la charity... iar și aia poate să fie greșită, totul poate să fie greșit. Dar noi ce zicem? Omul ăla
poate să greșească, dar el pentru el o să-și caute ai preferința echilibrul lui. Ai preferința lui. Tu așa poți să... Fiate, ce zic ăștia la, la drumurile publice, la argumentul bunurilor publice? Nu se ajunge. E, că asta e nu cel ajunge. Mai mare argument, e că ce e puțin, nu se ajunge. Nu se face suficientă armată, nu se fac suficiente drumuri. E percepție subiectivă. Argumentul ăsta demonstrează prea mult. Tu despre orice poți spune că nu, nu e suficient. Efisii sunt pe lume. 2 miliarde, prea puțin. Da. Orice, absolut orice. Cât ai iPhone, cât ai nu știu ce. Câți votanți adică democrați. Da. Și distincția aici la noi este că noi trebuie să respectăm preferința omului. Sunt suficiente. Dacă ăla și-a luat un chel de mătine, atât a vrut. Dacă vrea două, își lua două. Păi și după aia le aruncă și e risipă de... Treaba lui. Da. De ce calculezi tu foile din plăcinta lui? Păi planeta suferă. Mă, da, a cui e planeta asta? E planeta ta? Păi nu, dar și eu sufăr. Ok. Deci poți să dovedești niște externalități negative. Cineva îți face, ceva rău voit. Da? Demonstrează, dă-l în judecată. În lumea... O contradicție performativă. De ce nu te muți la țară? Că stai în centrul New Yorkului. Uh-huh. Am înțeles, vrei să salvezi generațiile viitoare și eu vreau asta, dar văd că nu ești la țară. Văd că ai mașină nu știu care, văd că... Ia, deci ai o amprentă... Ia pune mâna pe sapa aia. O amprentă nesimțită de... Amprenta mea e la jumate, știu. Uite, despre ce voiam să aduc vorba era că într-o lume liberă, libertariană, ecologiștii ar putea să se apere mai bine. Deci în loc să se lege cu lanțuri de petroliere, să vopsească tablouri, să se dea peste cap, să chire, să-i facă bubă în gât și mereu să fie mai rău, mai rău, într-o lume liberă ei, dacă ar avea dovezi că proprietatea lor este agresată prin particule, tra-la-la, ar putea să acționeze și să se întâmple chestia asta. Sunt altele, uite, la tăiatul de păduri aici. Contează care sunt preferințele populației, dacă populația nu vrea păduri. Sau nu vrea atât de multe. Sau speciile, alte specii. El vrea să protejeze și alte specii. Ok, la poluare, hai să zicem că acceptăm. Dar el vrea și alte chestii. Vrea, nu știu, urși polar, nu știu câți. Poate tu nu vrea. Există exemple de oameni care au vrut ca în zonă la ei să nu fie o mină. Și s-au apucat și deasupra era o pădure cu tot felul de proprietari. Și s-au găsit o asociație, s-au format atunci o asociație de oameni care erau împotriva minei. Și soluția care a fost? Au cumpărat niște terenuri deasupra viitoarei potențială mină și nu s-a mai făcut mina aia, pentru că ei trebuia să-și dea acordul. Libertarian, cred că trebuie să faci, că intrai pe sub. Intrai pe dedesubt, nu, dar fizic în cazul ăsta nu se putea și de-aia au putut să joace cartea asta. În același timp, nu mai țin minte în ce țară se întâmpla lucrul ăsta, dar la noi, parcă văd că ar fi fost un pic expropriați. La Roșia, cu toate că, nu știu unde. Deci, soluția asta pe care am spus-o era în altă țară, nu la noi. Dar la noi, dacă doar e un privat mare care vrea să facă o mină versus câțiva privați care nu vor să plece de acolo, cred că câștigă proprietarul care nu vrea să plece de acolo. Ăștia care au luat trei pâlcuri de munte. În același timp, iată ce se întâmplă dacă vine statul. Statul se acoperă cu binele comun, îți dă cu mânuța așa cum era Ceaușescu cu caratist și te rade de acolo. Zice, expropriere, îți dăm prețul corect. Păi ce înseamnă corect? Că tu ai o mină de desubt acolo. Poate mina aia este de avioane cu motor. Resurse foarte scumpe. Mă faci și pe mine acționar la chestia aia? Că poate nu trebuie să mă expropriezi, ne înțelegem prietenește. Sau poate eu sunt, iată, ecologist și nu vreau să plec de acolo. Prețul corect pentru mine care este? Să nu se facă mina. Deci nu există... Există oameni pe lume pentru care soluția, când nu e cu bani, nu e nici cu mulți bani. Că așa e preferința lor. Și noi apărăm preferințele oamenilor. Ce ar plăti ecologiștii, nu? Ar putea plăti ecologiștii? Nu, ar putea să aibă mecanisme. Asta vreau zic. În loc să-i exproprieze statul, în loc să chireie, să iasă pe stradă și să facă tumbe,
că nu vrem, vrem ca statul să nu știu ce, o trimite pe Greta cu megafonul și ne sparge timpanele. Uite, ar exemplu, avea mecanisme. Exemplu, exemplu clasic, adică exemplu cât mai actual acum, avem de ce chirie Greenpeace mai nou prin România. Centrala aia atomică de mică modular, da, figuri. De la nu știu unde. Așa, atât de mult m-a interesat că... Eu am impresia că în loc de Cernavodă 3 și 4 vor să facă niște modulare de-astea. Da, undeva anume, dar am scrollat așa de repede că n-am reținut. Ce, pe unde. Nu mă, nu, nu, nu. Niște nu, râuri, nu, e într-un loc. Aparna. La... Au decis ăștia ai noștri că acolo. Da, ok. Ai dacă tu, sau ai... okay. Cine știe. Dacă tu ești ecologist și vrei să salvezi și să pui bețe în roate și să nu se întâmple chestia asta, ai putea, ai avea opțiunea într-o țară care respectă dreptul la proprietate, da? Să cumperi terenul pe acolo, pe în zonă, da? Că se presupune că ai bani, nu? Că vorba aia, vrei să salvezi planeta... Și lumii pasă de chestia asta și ar da bani, da? Ai bani, cumperi toată zona de pe acolo și hai, unde își mai pune ăla centrală? A, da, dar așa cum a zis și Alexandru, ăsta e proiect de securitate națională, vine statul român, îți dă bani înapoi și te expropriază de acolo. Ca să nu mai povestim din nou de soluția într-o lume liberă la tot felul de pericole, ca să... Tot timpul sunt aceste lucruri care vrem să nu se întâmple, vrem să prevenim. Ok, ce se întâmplă? Și să facem un exemplu simplu. Un om are un versant de munte, eu stau în josul versantului. Ăsta, proprietarul, hapsân, vrea să îmbogățească brusc pentru că are o moralitate îndoielnică și curăță tot muntele ăla. Și care e pericolul? Păi o să se scurgă pământul în jos, peste casa mea, vai pericole, murim. Ce se întâmplă în lumea liberă? În primul rând, asigurarea lui ar fi foarte scumpă. Înainte să facă ceva. Da? Asigurarea i-ar zice, nu poți să tai toată chestia aia, pentru că trebuie să-l despăgubesc pe ăla de jos. Păi și dacă ăsta e atât de nesimțit și nu își face asigurare, incredibil. Păi, s-ar putea să nu poată să cumpere, pentru că trebuie să te înțelegi cu vecinii într-o lume liberă. Nu ceri voie de la primărie sau de la stat, ci trebuie să te înțelegi cu vecinii. Dar să zicem că nu te înțelegi nici cu vecinii. Deci vine unul și un nebunatic. Păi și tu ce faci astăzi? Dacă ai de-a face cu un nebun care vine lângă tine. Că e nebun, nu respectă nimic și vine și te simți în pericol. Ce poți să faci? Păi, găsești mecanisme prin care să te aperi. Într-o lume liberă, poți să găsești mecanisme. O să le faci noi, că nu putem să imaginăm noi toate pericolele, cum avem discuțiile alea, dar dacă cineva stă în cap și îți face din degete și tu te simți atacat, aoleu, nu știu, să-ți dăm o lege. Nu, poți să-ți găsești atunci o soluție. Într-o lume liberă, poți să-ți găsești. Astăzi se întâmplă abuzuri, dăm din numeri. A, vai, ăștia n-au făcut nimic. Statul și-a bătut joc de noi. Las că vedeți voi peste 4 ani. E posibil să se întoarcă împotriva lor chestiile astea? Deci ei, uite, când lăudau ordinele executive ale președintelui, se gândeau numai la Obama. Este că vine Trump după. La fel și aici. Se gândesc, dacă lumea nu mai e ecologistă în 200 de ani, tu ai crescut statul, ai dat niște puteri, e foarte greu să-l mai dai înapoi. Vin unii care nu au niciun chef de ecologism. Sunt anti-ecologiști. Ei nu se gândesc la chestia asta. În Suedia. Un socialist, uite numai la el. În Suedia este prima dată când Ministerul Mediului și al Climei a fost desființat. A închis asta. Nu credeam că așa repede. Se pare că Suedia... O tură de alegi. Suedia a fost înaintea trendului. Modelul suedez ca întotdeauna e. La Doicești, m-am uitat. Aha. La Doicești se întâmplă această dezbatere. Okay. Da. Eu vreau să revenim puțin la aia din capitolul 1, de ce ai zis tu, de ce avem nevoie de proprietate și care era ora 2. Una era că avem scopuri diferite. Și a doua că avem mijloace prea puține, nu? Resursele rare, da. Păi nu știu, ceva de discutat aici. E o chestie destul de răspândită asta. Aici ai putea să... Despre drepturi de
Proteina intelectuală. Nu, stai că alea decurg relativ natural. Nu, dar dacă vrei să o încurci, poți să zici, poți să intri în chestia aia, dar de ce să fii proprietar pe lucruri pe care nu le-ai făcut? Aia e durerea mare și da, rămâne actuală. David Friedman încă se întreabă despre lucrurile astea. Și ideea e, vezi, Doamne, tu n-ai făcut. N-ai făcut tu aerul, n-ai făcut apele, pământul, de ce să fii proprietar pe ele? Păi le faci. Din ce homesteading-ul ne spune asta că le faci. Nu, să zicem că luăm de la 0-0 să contraverificăm principiul homesteading-ului. Păi nu le faci când pui un aer condiționat sau când... Nu, nu, nu case. Vezi, Doamne, pământul. Exact, pământ... Păi și pământul nu-l faci. Când îl greblezi, nu-l faci. E altceva. Îl modifici. E altceva. Sau un drâu, dacă modifici tot drâul, îi faci nu știu ce. Nu, dar să zicem că... Să ținem simplu. Deci, dacă ai un pământ... O grădină. De ce să se numească că ești tu proprietar pe pământul ăla? Că ei pot să-ți conceadă că tu ești proprietar pe recoltă, că ai muncit, nu știu ce, dacă ai făcut o casă acolo, bineînțeles, tu ai făcut-o, sigur, nu... Păi de ce? Dar pe pământ de ce? Sau resursele de sub pământ, nu știu, sare... Ai scos-o, dar n-ai făcut-o tu. Păi dacă... dar nimic nu e făcut. Dacă îmi concedează casa, de ce nu? Exact, nu, dar cheia, sarea în bucate. Cheia este că nimic nu este făcut din senin. Toate sunt lucruri transformate. Trăim aici, pe această planetă. Nu pot să produc eu din neant. Nu facem alchimie. Și aerul e făcut de Dumnezeu. De exact. Plus că un lucru nu devine... Uite, chestia e fundamentală economică. Un lucru nu devine folositor dacă nu a fost acțiune umană asupra lui. Da, să scot sarea sau să îi fac ceva la pământul ăla nu produce grâu și eu doar vin și sunt culegător. Și că mai zic, voi sunteți retrograzi așa, paleo iubitori. Păi nu, mi se pare că voi sunteți mai paleo, voi trebuie să trăiți numai pe natură, culegători, vânători mai și vânători și mai puțin. Că... Mai produce, da. Uite, pe ideea aia cu aerul și toate nu sunt făcute de tine, sunt făcute de Dumnezeu. Nu știu, poate că ratez eu, dar parcă Dumnezeu când l-a făcut pe om, l-a făcut stăpân peste toate. Parcă așa ține. Era un vers. I-a zis, adică i-a cedat, i le-a donat. Luați-le stăpânițile și... Ok, și eu o să zici, păi înseamnă că le-a dat tuturor. Și trecuți, și viitori, și nu știu ce. Ok, hai să vedem ce scrie în contract. Ni le-a dat să le folosim ca proștii sau să fim deștepți? Dacă discuți cu oamenii ăștia, ei nu sunt religioși, deci trebuie să iei pe varianta evoluționistă științifică. Bun, hai pe varianta evoluționistă științifică, de-abia așteptam fileul ăsta să vedem dacă pot să iau din volet. Avem așa, facem iară referire la ce a zis, la ce zice el cu scopurile împărtășite, da? Deci, fiecare să zicem că are un scop, să trăiască, să se mulțească, să nu știu ce, scopul dat de gene, varianta evoluționistă, nu discutăm de altceva, da? Ok, bun. La un moment dat, resursele sunt limitate, adică suntem încă constrânși de mediu, da? Omul, la fel ca toate celelalte animale, constrâns de mediu, bun. Și atunci, el ce face? Se folosește de mediu, folosește creierul, da? Ca să se apuce să transforme chestii. Dacă adaptarea umană evoluționistă este creierul, cum supraviețuim noi cu ajutorul creierului. Între altele, ce ne-a dat creierul nostru, ne-a dat și capacitatea de a abstractiza, de a conceptualiza, de a dezvolta și pe baza ăstora apare dezvoltarea unui limbaj complex și așa mai departe. Ok. Logică, mă rog, observație. Bun. Apar interese contrare. Da? Acum, dintre două interese contrare există cele trei variante de a rezolva problema, da? Ori din iubire, am stabilit, nu se poate, da? Mai mult de 300 n-avem cum, ori prin conflict, da? Ori prin comerț. Acum, prin conflict este
ineficient, pune riscuri mari la supraviețuirea evolutivă a liniei personale genetice. Dacă eu mă apuc să mă iau, asta zice și Friedman la un moment dat, că da, tu, să zicem că vrei să rezolvi prin conflict folosirea prin unei forță. Mașini, da? Prin forță. Folosirea unei mașini. Păi, nu ai absolut nicio garanție că vei folosi acea mașină decât dacă ești poate Arnold Schwarzenegger și nici atunci, că poate vine Jackie Chan și îți dă una sub centură. Sau dacă ai asigurare. Ce? El două condiții pune. Una e să fii campion de categoria grea și a doua să ai o asigurare medicală nesimțită, nu ca asta de stat, să acopere, să se întindă ca lumea. Exact. Exact. Da? Deci, prin urmare, conflictul este ineficient. Și am mai discutat și cu alte ocazii atunci când vorbeam de națiuni, că națiunile au, mă rog, statele au pretenții teritoriale în numele națiunilor pe care le stăpânesc și așa mai departe. Da? Și discutam acolo că războiul este cea mai proastă soluție pentru că va crea distrugere amplificată. Da? Deci, practic, tu ai puțin, da? Că e limitat. Că de asta apare conflictul, da? Că dacă ar fi resurse nelimitate, n-am mai avea discuția asta, da? Ai puțin și te mai și bați ca să mai și distrugi din puținul pe care îl ai, n-are sens, este cel mai ineficient mod. Și atunci rămâne varianta a treia, da? Aia pe comerț. Dacă a să fie comerț, trebuie să fie proprietate, astfel că am inventat noi oamenii drepturile de proprietate, le-am asignat ca adaptare evolutivă care ne-a permis să trecem de la stadiu de triburi, tribulețe, vânători, culegători, vreo 10.000 de oameni pe toată planeta, la 7,8 miliarde. Acum, unii ar spune, nu, că și asta e o problemă. Da, dar din punct de vedere evolutiv, am ieșit din paradigma în care mediul te limitează. Cum? Cu ajutorul comerțului, drepturilor de proprietate pe care le-au inventat oamenii. Ca adaptare evolutivă. Așa cum au inventat limbajul, oamenii cum colaborează între ei? Păi își spun, vezi, șase, uite-te în spate, nu trebuie să ai urechi extraordinare sau să te ia prin surprindere un sunet ca pe o pisică. De exemplu, de exemplu, da? De exemplu. Zice lumea, nu, că puteai să vânezi mamutul și fără limbaj, da? Doar dacă să te coordonezi. Da, nu sunt convins, eu cred că nu. Să zici. Poate. Hai să zic. Să zicem. Problema este așa. Cum poți să exprimi condiționalul fără limbaj? Ce înseamnă condiționalul? Dacă mamutul o ia la dreapta, ieși în față ca să-l ții. Da? Dacă. Acel dacă. Fără limbaj. Nu poți. Ba chiar e o discuție, și nu divagăm, dar e o discuție dacă nu cumva conștiința ține de conceptul de trecut și viitor, conceptualizarea timpului, care cum să folosești conceptul ăsta dacă n-ai amintiri și dacă n-ai amintiri, cum să ții amintirile dacă n-ai un limbaj? Și cum să colaborezi cu ceilalți? Deci chiar că nu ai limbaj de ăsta vorbit, dar un limbaj simbolic în sunete, în ceva, tot trebuia să existe ca să colaboreze oamenii aia mulți mici care prindeau un mamut mare. Da, e foarte interesant. Adică a apărut natural. Scopuri diferite, și... nu? Așa pare un conflict, aveam scopuri diferite. Da. Vreau să folosesc laptopul ăla pentru nu știu ce, să mă joc și tu vrei să scrii altceva. Și apare conflict. Exact. Și al doilea e că mijloacele sunt puține, avem doar un laptop. Ce scenariu mai avea? Bine, scenariul stângist. Aceleași scopuri. Sunt patru, că avem două variabile. Da. Aceleași scopuri. Aceleași scopuri și resurse infinite. Scopuri diferite și mijloace. Nu, și același mijloc. Ăsta e cel mai greu, cred. Cel mai conflictual. Păi hai să luăm și altele. Scopuri diferite și mijloace diferite. Ăsta e conflictual? Nu e. Piața liberă. Îți dau un măr, îmi dau o portocală. Exact. Scopuri diferite, mijloace diferite. De o critică la fire, nu poate fi și asta, că și în trade scopul tău devine scopul. Chiar dacă nu e ierarhic. Da. Eu, Lidl, trebuie să țin cont de preferința ta, că altfel nu fac bani, știi? Da. Chiar dacă scopul meu de a face profit e mai mare decât scopul tău, scopul tău devine mijlocul meu. Da, da. Deci ai o matrice de scopuri și mijloace.
Nu? Eu vreau să luăm alea aceleași, deci am discutat până acum, scopuri diferite, deci e diferență și asemănare. Așa. Hai să luăm, nu știu, același scop și mijloace diferite. Tot avem o același problemă. Comuniști versus libertarieni. Exact. Scopurile sunt să fie bine, să zicem, la nivelul cel mai general. Mijloace sunt diferite. Unii vor proprietate privată, alții proprietate colectivă. Care e ultimul scenariu? Scopuri diferite... Nu. Același mijloc. Nu. Același scop, același mijloc. Același scop. Asta e comunismul. Asta e de fapt comunismul la greu, că presupune negarea individualității. Deci scopurile sunt aceleași? Da. Și mijlocul e același. Poate și noi ce am discutat, care era primul. Scopuri diferite și același mijloc. Da. Și comunismul care are aceleași scopuri și același mijloc. Unitatea e perfectă în gândire, simțire și acțiune. The Borg. De ce ne certăm? Vrea să-mi folosească corpul, nu? Nu, nu ne certăm, dar e împotriva naturii umane. Ne certăm pentru că este o reprezentare care nu reprezintă fidel realitatea aia naturii umane. Aia e utopică. Umane. Aia e utopică. Da. Că nu există, nu, chestia aia nu există. Dacă există undeva, Doamne ajută. Noi nu ne opunem. Adică același scop nu este de genul toți să mâncăm mere. Poate fi și asta. Asta nu e același scop. Îl poți formula fie abstract, la modul cel mai abstract și credem de acord. Uite, de exemplu, fie conflictual. Vaccinarea obligatorie. Tu vrei să mă vaccinezi, eu nu vreau să mă vaccinez. Și apare un conflict imediat. Nu, da. Ce înseamnă același scop? Același scop este să mâncăm cu toții mere? Sau același scop este să mănânc eu mere? Sănătoși. Tu vrei ca eu să mănânc mere? Poate fi și asta. Același scop este același scop Gabi să mănânce mere. Mă ce zice Friedman? Love. Îi împărtășești scopul. Ce vrei? Mere. Și eu vreau ca tu să mănânci mere. Da, dar nu adică vrea el. Dar dacă noi vrem să mănânci el și el nu vrea. Ăla e comunism. Acest resurs, laptopul, Vali vrea să se joace și tu când ai același mijloc, adică laptopul, același scop, scopul este ca Vali să se joace, nu că să te joci și tu. Da, ăla ar fi. Da, ok. Pentru că e o resursă rară. În cazul ăsta. Nu, în altruism asta ar fi diferența de trade. Că scopul e deasupra scopul. De fapt, tu nu ai alt scop. Tu vrei ca el să fie... De aici ne întoarcem la discuția mai veche, randiană. Și cum poți să răspunzi că scopul, nici la altruism scopul tău nu devine scopul meu. Scopul meu ultim e utilitatea, știi? Utilitatea e că mă simt bine că am făcut bine. Și așa scopul tău e în mijloc pentru mine. Da. Asta vrei să zici? Sau... Da. Dar nu știu dacă e corect. Eu zic, utilitatea e scop sau e ceva pe lângă scop? Știi de ce aș fi înclinat să zic că poate nu e corect? Că ok, noi am mai zis-o unul dintre cele trei principii, nu mai țin minte acum care era, parcă al doilea, că fiecare că fiecare acționează în propriul interes. Da. Chestia asta mi se pare e ca un truism, adică nu poți să o negi fără să nu primești ceva fals. Dar și argumentul contrar era altruismul și eu ziceam nu, că teoretic atunci altruismul nu există. M-am mai gândit la chestia asta. Ba da, altruismul există, dar cu siguranță se referă la altceva. Adică altruismul există pentru că altfel n-am fi avut cuvânt pentru el, dar cu siguranță trebuie să se refere la altceva. Nu la opusul acestei situații. Adică această situație nu poți să o descrii ca egoism, da, pentru că ea este pur și simplu realism. Așa, nu poți să fii mai egoist în stânga și nici mai în dreapta. Pentru mine distinția ar fi că altruismul nu poate fi hotărât de cineva. Am hotărât eu că îți fac un bine, deci sunt un altruist. Ai hotărât tu că trebuie eu să-ți fac un bine și dacă îl fac, atunci sunt altruist. Nu, adică ce vreau să spun e că aș fi dispus să conced punctul pe care îl spunea Costel acum nu știu câte emisiuni când am mai avut disputa asta, că altruismul este preferințe
de profit moral față de preferințe, da, de profit ajutor, economic. Uite, fără să primești nimic în schimb. Iar acel nimic se referă la recompensă materială. Recompensă materială, da. Uite, mă gândeam la asta. Eu tindeam să folosesc recompensă monetară, dar nu, materială e mai corect. Materială, dar poate fi un milion și vrei să stai pe via, știi, și aia nu mai e. Poate fi și o vacă. Sau... Da. Nu, și când zici, mai... când zici profit moral, aici poate să intre foarte bine și viziune largă asupra unei armonii a societății, dar din nou individul hotărăște ce să facă și dacă asta cadrează, ajută sau nu ajută disutilitate la o armonie pe care o vede el, poate pare că seamănă cu armonia descrisă de alții, dar din nou, qualia, nu poți să știi că tu ai înțeles perfect ce a zis celălalt. E o imagine pe care o vezi tu, tu crezi că dacă, nu știu, dai voluntar ajutor, nu filantropie, o să ajute o armonie generală și nu te gândești kantian așa, nu te gândești că o să-mi fie mie mai bine pentru că ajut lumea, ci e bine pentru specia umană. Ok, dar tu ai gândit, nu contează, dar tu ai gândit chestia asta. Tu ai gândit, e un lucru pe care îl preferi în baza judecăților tale. Da, da. Adică nu o decide alții. Da. Nu, dar poate nu trebuie să ai, să fii filozof, știi? Nu, nu. L-a ajuns doar pe ăla, știi? Deci nu e... Păi nu te-ai gândit la umanitate. Nu contează. Act altruist, știi? Da. Dat o găină, știi? Sau? Adică, deci până la urmă, actul altruist este judecat de fiecare actant în parte. Așa că un sfânt sau Vaps sau Soroș, fiecare au propriile... Nu știu dacă caută, dacă au loc împreună. Păi sunt capetele spectrului. Da, ok. Așa, da. Așa că fiecare are o anumită viziune din asta, da? Crezi fundații, investesc bani, finanțez diverse chestii fără să am niciun profil material. Bine, o distinție aici că un sfânt, fiecare are propria... un sfânt nu o să-ți impună reglementări, limitări, să nu ai chestii... Soros nu ți impune reglementări și limitări. Nu, sunt sigur că... El cu gura lui nu, sigur că toate mecanismele alea și da. El se întâlnește cu oamenii care conduc guvernele, da? Doar ca să-i întrebe dacă mai au nevoie de ceva, nu știu, un ceas, o schimbare de ulei la mașină, ceva de genul ăsta. Adică nu... niciun caz. Ora de iarnă, mai ține mă ora de iarnă. Chestii de astea globale. Scris mai de mult, s-a apărut și în cartea aia, știi, cu incursiuni liberale. Nu știu cum să mai văd argumentul ăsta. Ideea mea era că socialiștii nu sunt altruiști. De ce nu sunt altruiști? Scopurile lor sunt altruiste, însă mijloacele nu sunt altruiste. Mijloacele fiind banii altora. Adică admiteam, da, scopul e altruist, ajută, nu știu. Dar mijloacele nu sunt altruiste. Altruismul presupune sacrificiu. Nu mănânc un croissant, îi dau la nu știu cine. Sau sacrificiu să produci mai mult. Ei nu sacrifică, înțelegi? Nu dau, nu dă de la el și mai rău câștigă, profită, știi? Egoist, știi? Da. Au și un comportament, au și o așteptare. Adică Obama nu e un om sărac. E o chestie pe care... Dar nu e Maria Tereza. Un exemplu care îmi place să îl regăsesc aici, chiar dacă vorba aia prin cărți nu prea e amintit, mai ales prin cărțile de istorie, de-abia acum poate începe să-și facă locul, se referă la Holodomor, Friedman, în acest capitol, spunând exact așa că între 1932 și 1933 au murit milioane de ucrainieni datorită foametei. De fapt, a înfometării deliberate de către puterea sovietică, de către puterea URSS-ului. Și cu ciracii lor locali. Și spune Friedman că în conformitate cu cifrele oficiale raportate de Uniunea Sovietică, în acei ani, Uniunea Sovietică a exportat 1,8 milioane de tone de grâne
Și dacă mai țineți minte discuțiile de la începutul conflictului dintre Rusia și Ucraina de anul ăsta, tot Ucraina ar fi grânarul Europei, adică grânele alea pe care le-a exportat URSS-ul din Ucraina au venit acolo unde oamenii erau înfometați. Și, cum ar zice așa, dacă e să acceptăm numărul cel mai mare de victime care a fost Friedman. Asta e. Zice, dacă ar fi să acceptăm numărul cel mai mare de victime, astfel încât să se împartă grâul ăsta la cât mai mulți oameni, tot ar fi fost de ajuns pentru 2000 de calorii pe zi pentru fiecare dintre cei decedați. Și se leagă și cu ce ai spus tu mai devreme, că ăia de la vârf au prosperat, da? Și au închis balanța de conturi, politicienii care au zis, nu, o dăm la export. Da, știi cum au zis că, domne, oamenii din Ucraina nu au nevoie pentru că doar atâta calorii pe zi. Deci au justificat, deci restul putem să-l exportăm. Era alimentație științifică. Da. Dar știința era specială pentru ei. Păi era posibil să slăbești cu regimul. Da, de tot. Ca dovadă. Yeah. Au slăbit vreo milioane. Și ideea pe care Friedman o punctează foarte bine este că grija socialiștilor în general este că piața nu o să aloce resursele cum trebuie și unde trebuie. Și statul o să o facă. Asta era contextul cu Ucraina. Da. Ce lipsește de aici este numărul respectiv pe care presupun că din decență este și numărul 8 milioane de oameni. Ia. Asta e. Pe această notă optimistă. Da, pe această notă optimistă. Nota optimistă, hai să o întoarcem cu o notă optimistă. Piața nu ar lăsa 8 milioane de oameni să moară de foame. E absolut imposibil acest lucru. Întotdeauna când avem de-a face cu foametea, ea e cauzată de guverne. Exemplul la care mă gândesc acum e foametea din Bengal, din timpul celui de al doilea război mondial, care tot așa a fost cauzată de un export de orez. Bine, iar s-a schimbat nota optimistă, dar mă rog. Da. Dar ce aia? Nu? Și-au făcut calcule sau au făcut intenționat să-l omorâm pe aia? Că a fost o greșeală de contabilitate? Că nu, vreau să le ducă mai mult în altă parte. Sau să-i lichideze pe aia și... La cine te referi? La Bengal? La Bengal? Nu, a fost o greșeală de calcul. Da. În timp ce la Stalin dincolo... A fost ideea asta de o lipsă de înțelegere poate deliberată a unui funcționar dintr-un birou care știa că nu o să-i se întâmple nimic. Din păcate nici n-a fost tratat cu respectul cuvenit după aceea, care a zis, domne, anul ăsta avem o recoltă, avem stocuri de orez și asta este tot ce mă interesează, de ce exportăm. Ce ar fi trebuit să-l intereseze era faptul că anul următor nu era prognosticat ca să fie un an bun pentru recolta de orez. Și că aveai nevoie de rezervele astea. Funcționarul ăsta, în cazul ăsta, nu s-a comportat ca un om care are conceptul de timp de viitor, ci s-a comportat ca un animal. A care... găsit. Mă rog, omul e un animal. Asta e că vreau să mai zic o chestie. Un animal rațional. Da. Cum era rațional, definiția platoniciană cu pene și... fără pene și nu mai țin. Uite, Alexandru zicea asta apropo de predictibilitate. Că statul nu... cât de predictibil e. Și Rothbard zicea, el nu-și prezice bugetul, știi? Deci e o variabilă aflată direct sub controlul și nu o prezice. Da, deci ce așteptări să ai că vin extraterestri și... Da. Bun. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenție și răbdare. Ne-am fost în Dodi pentru
Alex Chiriac, Costel Săvărache, Gabi Munteanu, eu am fost Valentin Berceanu, vorăm libertate, că mi-a bună de toate.